niște aberații care... Adică se puteau lua măsuri de distanțare și la hotel și la alte, dar dă-le drumul. Domnul Bogdan, păi dacă intri într-un hotel și intri și pe acolo circulă lume, deci ai voie să intri, ai voie să te cazezi, circul până recepție, circul până sălile alea. Și dacă ai intrat într-un restaurant, ce s-ar întâmpla, domnule? Adică acolo nu există, acolo ești protejat, nu? Adică nu, este niște lucruri de neînțeles. Deci intri într-un hotel, gândiți-vă câți oameni intră într-un hotel, cât număr, că sunt hotele de 300 de persoane, de 200, de 100, de nu știu. Deci acolo circul pe